是来来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 N-ar mai avea zeamă emisiunea dacă nu ar exista râca dintre tine și domnul Chirilă. Perfect! Da. Fără tine e mai bine. Eu când s-a întâmplat treaba asta a fost un... Deci atât, am văzut o lumină albă. Și am, când am văzut sânge și toată treaba asta, eu am crezut inițial că e un vis, că sunt într-un vis. Nu cred. Ba da, așa am crezut. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi. Dar mama știa dinainte să-l cunosc eu, incredibil, dacă ți-mi scrie. Că a văzut podcast cu el. Și după ce l-a văzut podcastul, o sun eu să-i spun, uite, am întâlnit un băiat. Și zice, mă, cine? Și zic, nu-l știi tu. Poftim? Ce, vai, nu pot să credi, cel mai minunat băiat. Deci, băiatul ăsta, eu sper să vă căsătoriți. Eram, zic, băi, mamă, totul dispare, rămâne ce pare, cu amintiri din stare, da, eroare ceva. Și ce trebuia, era puțină răbdare. Vai, de capul meu. Reacția a fost... Nu înțelegeți. Eu zic să... Deci fii atent aici. Să vă luați popcorn. Hai să scând acum să-ți amintești. Dansa pe străzile din București. Mai câte ți-a zis, hai să cânt și tu? Sau cum a fost? Cumva a simțit că poate să mă lase și pe mine să cânt. Că eram la rude și nu putea să ne înjure nimeni. Adică a, okay. Era genia noastră, bă, lăsați-o. Am cântat cică. Și e dovadă. Deci... Sunt dată naibii. Un trandafir crește la firila mea și și-a pleacă frunză lilișor. Pe feed în continuu mi-apare Horia cu râsul lui și cu invitații lui. Nu mai asta aud. He, prieten! Și sunt, ia uite-l pe Horia. Deci dacă ai o zi proastă, intră pe contul lui Horia și s-a schimbat totul.